Avant cronică de excepție cu Miodrag Belodedici a meciului pe care Steaua TV îl retransmite, Spartac Moscova Steaua 1 la 2 din 1988. Nu e deloc întâmplătoare această invitație pe care Miodrag Belodedici a acceptat-o cu multă plăcere și cu multă amabilitate, deoarece acela a fost ultimul meci internațional în tricoul stelist înainte de plecarea către o altă stea, cea roșie din Belgrad. Începem abrupt cum a fost acel meci și cum a fost plecarea. Păi, cum ați observat și dumneavoastră că uh, meciul a fost uh, foarte înghețat, terenul foarte înghețat, meciul foarte disputat. Era un frig foarte, foarte puternic acolo. Era totul înghețat, aveam și probleme când am ajuns la primul antrenament, trebuia să ne schimbăm ghetele, ghetele pe care le aveam nu erau funcționale așa pe terenul acesta și trebuia să se facă un efort să, să se trimită niște adidas cu niște zimți, adidas, ca să jucăm meciul, că numai în adidas puteai să joci, meci pe terenul acela înghețat. Și s-a făcut un efort a doua zi dimineață cu avionul, când au venit și suporteri, și uh, mi-aduc aminte că au venit și soțiile unor jucători, și au ajuns acele ghete și ne-au prins foarte, foarte bine rușii s-au uh, păcălit, Dinamo, uh, Dinamo Spartac, uh, s-au păcălit, deci au curățat terenul înainte cu o zi și a, a înghețat terenul. Ei au jucat în niște crampoane subțiri, mici și s-a văzut că nu, nu le-a folosit. Uh, țin minte, înainte de acest meci cu Spartac, uh, în București, în București am avut două întâlniri foarte importante cu domnul ministru cu domnul general, domnul uh, Valentin Ceaușescu, uh, domnul general Ilie Ceaușescu și era un meci foarte interesant și ne-au uh, încurajat foarte, foarte, foarte mult ca să ieșim bine din acel meci. Cu toate că steaua câștigase acasă cu 3 la 0 și aproape rezolvase ecuația calificării. Uh, păi meciul retur a fost după, Nu. După, după acest meci, da. Da, acolo când am jucat la, în, la Moscova, era o presiune așa puțin pe picioarele noastre ca să nu pierdem acel meci. Și asta țin minte. Uh, Meciul, după cum ați văzut, am jucat foarte bine. Na, nu s-a observat uh, nici gheața, nici zăpadă, nici terenul. Deci, uh, putem spune că ne-am descurcat foarte, foarte bine în acel meci. Belodedice a apărut în minutul 90 ca vârf din Libero și a dat pasă decisivă pentru prietenul Balind. Da, astea erau indicațiile lui Neaemi și Neapuiu, nu? Tot timpul îmi spuneau să nu urc cu mingea la picior, să urc fără minge, ca să pot să o primesc. Așa cum a fost și la Tokyo, nu? Exact cum a fost și la Tokyo, da. Așa a fost și la Moscova, dar am urcat un contraatac, am urcat fără minge și am primit o minge centrată de Lăcătuș și am pasat-o lui Balint și Gabi a marcat al doilea gol. Vă remarcați și s-a văzut pe imagini prin detentă, prin robustețe, prin plasament, printr-o sincronizare aproape de perfecțiune cu Iovan. Chiar așa era sau poate că noi vedem altfel acum după trei decenii meciul? Păi bine, nu pot să spun că... M-am exprimat eu prin robustețe. Iovan era mai robust ca mine și bine Bumbescu după aceea. Eu era mai mai finuț mai așa prin tehnică prin așezare prin prin asta m-am am exprimat eu mai mult în teren. Pe timpul se juca cu acel libero și postul ăsta mi-a mi-a fost ca o, o mănușă pentru mine da. Ne întoarcem la plecarea spre Iugoslavia, care avea să urmeze la puțin timp după deplasarea de la Moscova. Vă gândeați? Vă gândeați, desigur, pentru că Bănuiesc a fost anticipată, cumva. Și, si, și. Si. Și, si, și. Si. Nu, chiar, nu știu. A fost o... Era în decembrie, nu? Meciul era în decembrie, noiembrie. Și, în noiembrie, așa, în noiembrie și în decembrie, când am primit am plecat în vacanță, am plecat la, în satul meu, la Comuna Socul, județul Caraș-Severin și atunci m-am am decis să schimb și echipă și țară. Eu știu, a fost o decizie mai grea așa, mai, dar nu știu, mai mult mă gândeam la echipă, pentru că în acea epocă aceea deja am început să joc la echipa națională. Eram titular la Steaua. Nu văd la, la nimeni? Da, numărul 6 l-am preluat de la Neacostică Ștefănescu și era pentru mine o, o greutate, așa cum să, să spun, și numărul, dar și decizia asta. Dar am decis să plec în, în, în fostă Iugoslavie, la echipa pe care am prima mea echipă. De suflet. De suflet, da. Prima mea echipă, echipă de suflet. Cărvena Zvezda, da? Așa se spune în serbește. Cărvena Zvezda. Steaua Roșie, da. Și în decembrie am plecat. Na, trebuia să particip la nunta lui Marius Lăcătuș, la Brașov, și am am lipsit de la nuntă. Mulți români au plâns după ce Steaua a luat bătaie de la Milan în acea finală de Cupa Campionilor Europeni. Belodedici de la Belgrad a urmărit acel meci, a ținut pumnii foștilor deja cu echipieri? Da, cum să nu-l urmăresc, l-am urmărit, l-am urmărit, știu, l-am urmărit, cum să nu-l urmăresc. Da, după aceea, după ce m-am întors, Bumbescu m-a după ce m-am întâlnit, după câțiva ani, după ani, an, da, mi-a zis câteva vorbe mai <laughs> așa și m-a criticat foarte, foarte mult. E, nu știu, poate dacă eram eu în teren la meciul acela, poate nu pierdeam cu 4-0, cu 2-0, era mai altfel, dar oricum Milan nu era o echipă puternică, foarte puternică. Noi am jucat două meciuri cu Milan în, în pregătire cu Steaua București și n-au reușit să ne, să ne în pregătire, în, în, Italia. De două ori am jucat cu el, cu ei, odată am făcut 1-1 și 0-0, deci n-au reușit cu toată echipa, cu Gulit, cu Van Basten, cu... Și Cu dată... Baresi, Libero. Da, 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 cu Baresi, Libero, da, pe timpul, pe timpul acela se juca. Chiar dacă vorbim de nume mare așa, a avut Belodedici niște modele în fotbalul mondial, gen Pasarela, gen Baresi, nu știu, alții poate? Nu, știți cum e, când ești copil, vrei să joci în atac, să dai golul. Aveam, după ce am început cariera de libero, atunci mă uitam. Mie, idolul meu era Neafane Sameș, așa îi spuneam noi, eu îi spuneam Neafane Sameș. El era idolul meu, îmi plăcea cum, cum șuta în minge și cum sărea la cap. Era mult mai puternic ca mine dar uh, îmi plăcea când juca la, la echipa națională, urmăream și i-am și povestit când am venit la Steaua, i-am spus uh, că aveam foarte multe fotografii cu el <gură> în cameră, unde și le puneam și în cameră și pe hol și în toate și S-a comportat foarte, foarte frumos cu mine, deci când am venit la seama, mă uitam numai, numai la el. La primele antrenamente, când am ieșit pe teren, numai la el. Odată mi s-a tras atenția că mă uitam în altă parte și trebuia să fiu atent la pasă. Mi-a zis antrenorul unde, unde mă uit? <laughs> și am spus că, <laughs> că îmi plăcea foarte mult Neafane Samia și era idolul meu. Ce a Steaua București în cariera și în viața lui Mio Drag Belodedici, ținând cont că după peripețiile sau periplul prin străinătate, după deschiderea granițelor, Belo a mai îmbrăcat odată tricoul roșu-albastru la zeri de carieră? Da, după mulți ani, după mulți ani la sfârșitul carierei, tot așa am uh, ales Steaua București. Am ales Steaua București venind din Mexico. Mexic, Mexic. Cu Ilie Dumitrescu a jucat. Ilie da. Dumitrescu, da. Și pe Ilie -am, A fost și el în Mexic. După ce am terminat contractul în Mexic, am fost chemat de prietenul meu Lăcătuș. Vorbeam cu el la telefon și tot îmi spunea ce fac, cum fac, hai, de ce nu vii, când vii, ce, hai să vii la, la București să vorbim, dacă vreau, dacă nu. Dar între timp m-au sunat și de la Steaua Roșie, Belgrad era directorul Dragan Jaici. Mă, cererul. Da, cel, cererul Dragan Jaici și m-a sunat și el și am vorbit și cu el și mi-a spus când plec spre București să trec și prin Belgrad și am trecut prin Belgrad și au vrut să mă oprească la, la Steaua Roșie. Spuneau că să mai joc, aveam 30 și 3, 4 de ani, 34. Deja eram copt, copt da. M-am oprit la Belgrad, am vorbit cu el și de data asta am ales partea cealaltă. N-am vrut să rămân în Belgrad, am venit în București, la Steaua, la Steaua, București. Asta e asta din insistențele lui Marius Lăcătuș. Da, Marius, Marius m-a contactat și am ales să vin în București să-mi termin cariera de fotbalist la Steaua București am semnat pe 2 ani și am, am jucat 3 ani. Și apropo de Marius Lăcătuș, este director tehnic la noul proiect fotbalistic al Stelei, pe care bănuiesc că Belul urmărește de aproape, nu? Da, cum să nu, cum să nu, am, deja am văzut câteva meciuri și eu știu, sper să aibă... E de bun augur? Păi cum să nu, e de foarte bun augur. Totul ce este, totul ce este organizat, totul ce este... Bun pentru copii, tineri, pentru copii care joacă fotbal, e extraordinar. Deci au posibilitatea să vină să, 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 să joace fotbal. E mai bine decât să nu fie, decât așa, nu? Mai bine să există o echipă și dacă nu, contează foarte bine. Ce se au, au bază extraordinar de frumoasă, condiții foarte bune și nu văd de ce să nu reușească. Ultima întrebare, chit că nu sunt adeptul comparațiilor, dar Pixi Stoikovici sau Gheorghe Hagi? Răspunsul e de la sine înțeles. Imposibil de făcut o, o paralelă, nu? Da, sunt. Amândoi pentru echipă erau extraordinar, dar erau puțin diferiți. Hagi, să vă spun așa, Hagi putea să joace cum juca Pixi Stoicovici. Pixi da, nu prea putea să facă lucruri care le făcea Hagi. Azi putea să dea o pasă bună între și mingi lungi și preluări bune și coordonator putea să fie, dar Pixi nu avea explozia aceea și șutul ăla care l-avea Hagi. Am zis că e ultima întrebare, dar a fost penultima, acum e ultima și promit. Ați transformat un penalti contra lui Olympic Marseille în finala de Cupa Campionilor cu Steaua Roșie Belgrad, dar, dar l-ați datat pe cel de la San Francisco în sfertul cu Suedia. Dacă ar fi să dați timpul înapoi și să uh, schimbați ordinea, să-l ratați contra marseezilor și să marcați cu, Sanf cu Suedia, ați face-o? Știți cum, întrebările astea nu se pun. E, uite că la noi am pus întrebare de asta. Și să vă spun, ați greșit aici. Nu l-am ratat, mi l-a apărat portarul. Deci, da, mi l-a apărat portarul. Dacă ratam, asta le-am spus și după ce am ratat penaltiul. Da, ai ratat, nu știu ce, zic, pe nu l-am ratat. Mi l-a apărat portarul, dacă ratam, dădeam în afara spațiul porții. Sau în, bar. sau în bară. Sau Da, au fost două penaltiuri. E pentru chie, carieră. E, da. E, eh, vă dați seama, asta le spuneam, vă dați seama dacă mai marcam și al doilea. Unde eram? <laughs> da, nu, doar jucători buni ratează penaltiul, cei mai slabi nu-l nu, nu, nu bat niciodată și n-au cum să rateze. <laughs> da, erau momentul acela la, la, campionatul mondial a fost un moment extraordinar, deci o, un moment pentru un jucător de fotbal, pentru a fost ceva, dacă treceam... Semifinală cu Brazilia. Brazilia, da, dar jucam o semifinală la campionatul mondial, vă dați seama unde, unde eram. Da, e, Acum. Asta a fost o carieră oricum care n-are egal din punctul meu de vedere pentru numărul 6 de la Steaua, mi-o Drag Berodedici sau cum îl alinta galeria? Mie Drag Berodedici, nu? Da, Mio Drag, Mie Drag. Mai mult fetele spuneau Mie Drag. Da. Care... Erau în tribună fete multe? Cum să nu. Cum erau foarte multe fete. Și torceau capul după actorii de cinema? Sau? Făceam, făceam colecții de scrisori între mine, Balin și Hagi, care primește cele mai multe mai multe scrisori de la admiratoare, de la admiratoare, de la admiratoare. și când veneau, o... corespondența când venea, ne uitam cât a primit unul, altul și le număram, da. Eh, erau... Vremuri frumoase pe care, uite, le retrăim în fața microfonului acum. Glorie, aveam rezultate, aveam... Cum să nu? Oamenii se uitau la noi ca la niște zei, deși nu înțelegeam, dar... Cei care au trecut prin fotbal și au avut modele, înțeleg lucrul ăsta. Mulțumim frumos pentru timpul acordat și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc frumos și succes! Bun găsit, prieteni! Steaua TV vine în întâmpinarea dumneavoastră cu o nouă producție de colecție. Avem un comentariu al partidei dintre Spartac Moscova și Steaua București disputat pe 9 noiembrie 1988. Este o producție a televiziunii naționale din fosta Uniune Sovietică, a Stanchino. A început această transmisie ceva mai târziu, deja scorul este 1-0 atunci când sateliții au putut prelua imaginea. O iarnă autentică la Moscova, gol marcat de Marius Lăcătuș. Partida face parte din cadrul returului optimilor de finală din Cupa Campionilor Europeni și suntem deja în minutul 15. Foarte repede vom vedea și golul superb de altfel pe care l-a marcat extrema dreapta a Stelei din perioada de glorie a echipei de fotbal a Clubului Militar. Iată-l pe Lăcătuș aici, într-un duel la mijlocul terenului, faultându-l acolo pe Yuri Surov, unul dintre apărătorii echipei Spartac, una dintre cele mai bune ale Uniunii Sovietice de la momentul respectiv. Se joacă în condiții grele, minus 8 grade Celsius, temperatura ambientală, iată și golul. Marius Lăcătuș beneficiază de un spațiu imens între apărătorii centrali ruși, își potrivește pașii și apoi șutează impecabil din vole, Iată ce execuție prin care îl lasă fără replică pe celebrul portar uh, al lui Spartac, Rinat Dasaev, internaționalul sovietic atât de cunoscut. Un eurogol, un gol de kilogram, un gol căruia îi se pot atribui o serie de epitete. Bineînțeles, golul rămâne unul de uh, colecție, așa cum am spus și ceva mai devreme. Să facem cunoștință și cu jucătorii celor două echipe. Uh, gazdele cu Rinat Dasaev între buturi, linia de fund uh, compusă din uh, Bubnov, Ivanov și Surov. Aici a fost o pasă înapoi al lui Pițurcă, riscantă. Era cât pe ce ca Valerii Șmarov să intercepteze în fața lui Silviu Lung. Mijlocașii gazdelor, Fedor Cerencov, Capustin, uh, uh, Cuznețov, Mostovoi, Pasulco și Shalimov, iar în față atacant de careu Valerii Șmarov, antrenorul echipei moscovite Constantin Bescov, unul dintre celebrii tehnicieni ai uh, fotbalului sovietic, el era în funcție din 1977 ca antrenor principal la echipa Spartac. Anghelior Dănescu și frumoasa căciulă roș-albastră cu care și-a acoperit capul, în uh, dreapta lui era secundul Dumitru Dumitriu, cel care l-a ajutat pe Banca Tehnică după ce echipa stelistă câștigase în 1986 ne aducem aminte Cupa Campionilor Europeni, urmată de o finală intercontinentală la Tokyo în același an și Supercupa Europei câștigată cu Dinamo Kiev. Un suporter care nu ține cont de temperatură, a văzut în pantaloni scurți pe acest teren patinoar. Foarte greu pentru jucător să-și mențină echilibrul, deoarece suprafața de joc a fost degajată de zăpadă cu puțin timp înainte de fluierul de start, iar problemele legate de stabilitate sunt evidente. Steaua abordează această partidă cu Silviu Lung în numărul 1 pe Tricou, iată-l din nou pe Puiu Iordănescu, apoi fundaj dreapta este Dan Petrescu, numărul 2. Nicolae Ungureanu pe partea stângă, numărul 3, perechea de apărător central Ștefan Iovan și Miodrag Belodedici, numerele 4, respectiv 6, capitan de echipă, mijlocaș la închidere Tudorel Stoica, numărul 5, iată l aici intervenind prin fault asupra lui Andrei Ivanov, Gheorghe Hagi, numărul 10, Iosif Rotariu, care se vede în planul secund al acestei imagini cu numărul 11, Ilie Dumitrescu, numărul 8, Marius Lăcătuș, numărul 7 și Victor Pițurcă, numărul 9, atacantul de careu al echipei steliste, pregătită, cum spuneam, de către Anghel Iordănescu în calitate de antrenor principal. Fedor Cerencov a insistat aici, s-a acordat aruncare de la margine pentru echipa rusă. Iată și grafica televiziunii cu litere chirilice, pentru cei care poate înțeleg. Liliac, Cireașă, Bălan, Pena și Balint sunt rezervele pe care le are la dispoziție echipa stelistă în uh, deplasarea de la Moscova la balon acum se află Capustin, acesta a patinat acolo și l-a păcălit pe lăcătuș. Au reușit băieții noștri să recupereze un doi frumos și este un fault asupra lui Ilie Dumitrescu, cel care trecuse de centrul terenului. Arbitrul este Werner Föckel din uh, Germania Democrată. Iată și distribuția rușilor campioană unională, un uh, campionat foarte puternic cel al Uniunii Sovietice în perioada respectivă. Se juca după sistemul uh, primăvară-toamnă la ei, abia se terminase o nouă competiție pe care tot Spartac uh, reușise să o domine. Iată-l pe Hagi intercalându-se acolo, este însă oprit de către Evgeni Kuznetsov. Acesta combină pe spațiu scurt, balonul ajunge acum la Alexander Mostovoi nimeni altul decât starul de mai târziu, Alexander Mostovoi. O intervenție tare asupra lui Belodelici, Andrei Ivanov a intrat cu talpa înainte. Orice contacte pe o astfel de vreme sunt foarte dureroase Iată și prezentarea grafică a brigăzii de arbitrii de care am vorbit ceva mai devreme. În tur Steaua câștigase în Ghencea cu un categoric 3 la 0. O dublă a lui Hagi, un gol din penalti. Ilie Dumitrescu înscrisese și el atunci. În primul tur Steaua învinsese campioana fostei cehoslovacii, Sparta Praga, un eclatant 5 la 1 în deplasare la Praga, urmat de un 2 2 de salon în Ghencea. Tot așa în manșa inaugurală Spartac Moscova trecuse de nordirlandezii de la Glen Toran 2-0 pe teren propriu și 1-1 în uh, deplasare Mingea pentru Evgenii Kuznetsov acesta a încercat să paseze către Victor Pasulco Recuperează Rotariu, Ilie Dumitrescu era în apropiere Minge trimisă în jumătatea adversă de unde a respins Bubnov Tudorel Stoica, iată-l căutând un cu echipier lăcătuși sprintase, este însă foarte greu să prinzi viteză pe o astfel de suprafață care alunecă și cred că știți foarte bine, marele secret al Stelei a fost utilizarea unor ghete speciale cu zimți pe talpă în locul celor specifice, cu crampoane, lucru care evident a făcut ca echipa română să câștige puncte importante la capitolul stabilitate în teren. În mod normal, rușii ar fi trebuit să aibă avantajul terenului propriu și al condițiilor meteorologice, însă acest lucru s-a transformat, iată, într-un dezavantaj, pentru că băieții noștri au primit acest set de ghete din Germania și, practic, i-au bătut pe ruși cu armele lor. A degajat Silviu Lung... A făcut-o însă direct în afara terenului de joc. Steaua conduce cu 1 la 0, iar la general scorul este în momentul de față 4 la 0. Așadar, practic problema calificării este aproape rezolvată. Suntem în minutul 23 al partidei. Mingea ricoșează pentru Andrei Ivanov. Acesta transmite către stânga, unde se află Alexandru Mostovoi. Din nou Andrei Ivanov, internaționalul sovietic. O lansare undeva Într-o zonă în care nu se află nimeni, Dan Petrescu lasă balonul să iasă. Cine și-ar fi închipuitoare că Dan Petrescu va ajunge peste ani să performeze ca antrenor în fotbalul din Rusia? Silviu Lung încercând să se încălzească și pe piept pe aceste tricouri, renumita marcă Ford, care era inscripționată din motive comerciale, evident, pe echipamentul stelist. Degajează Ștefan Iovan, actualul director sportiv al echipei de fotbal a clubului sportiv al armatei Steaua. A făcut o lungă în cealaltă jumătate de teren. Mostovoi foarte elegant într-un duel cu Hagi. Conducătorii de joc ai celor două echipe s-au aflat unul lângă celălalt. Mostovoi a renunțat să arunce de la margine, reprimește un balon scos de acolo de Cerencov, a trimis înapoi Victor Pasul, dar greșit Tudorel Stoica n-a putut să dribleze, reprimește Victor Pasulco, o pasă în jumătatea noastră de teren, dar intercepția lui Tudorel Stoica este una ușoară, apoi Rotariu a făcut pressing, rușii au și căciulițe pe cap, ei sunt îmbrăcați inclusiv cu pantaloni de training, semn că totuși adaptarea la aceste condiții improprii fotbalului a fost mai ușoară pentru echipa română. Ce combinație frumoasă cu Ungureanu primind de la Ilie Dumitrescu o intrare din spate și un fault pe care l-a comis acolo Evgeni Cuznețov. Superbă combinația în pe stângă și ruperea de ritm al lui Ungureanu, fostul apărător de la Craiova Maxima, venit alături de Silviu Lung în capitală. Să întărească echipa stelistă. Rinat Dasaev își aranjează zidul defensiv la această lovitură liberă. Sunt aproximativ 30 de metri, însă este o distanță pe care mulți dintre jucătorii steliști și-o asumau la vremea respectivă. Iată ce șut bun către rădăcina barei, lăcătuș, dacă nu mă înșel, a fost cel care a șutat foarte bună această execuție. Tudorel Stoica a surprins ca vârf de atac, făcea pressing acolo asupra lui uh, Dasaev. A fost o lovitură liberă, executată din jumătatea noastră, interceptează Belodedici, o pasă pentru Rotariu, acesta și prelungește însă balonul și este deposedat de Cerencov. Arbitrul dictează Hens la intervenția lui Hagi. Spartac Moscova era echipa sindicatelor. Dacă CSKA Moscova reprezenta echipa armatei în fosta Uniune Sovietică, Dinamo Moscova echipa Ministerului de Interne, iar locomotiv cea a Ministerului Transporturilor, Spartac a fost denumită cumva echipa tuturor, echipă în care se identificau toți membrii de sindicat din instituțiile statului. Dan Petrescu aruncă de la margine, în imaginile apropiate poate se văd mai bine și ghetele folosite de steliști pe acest teren patinoar. Apropo și de faptul că suntem într-o perioadă în care multe dintre terenurile din România arată cam ca acesta, și mai putem face o paralelă aceea că în fosta Uniune Sovietică a existat chiar o publicație fotbal Hockey, foarte populară, foarte gustată. Fotbalul și hocheiul fiind sporturile care își împărțeau, conform anotimpurilor, anotimpurilor perioadele de dominare și de popularitate. Lăcătuș aproape să primească o minge de la Pițurcă, balonul este recuperat însă de sovietici. Se descurcă bine acolo Pasulco, încearcă o lansare către Valeri Șmarov, dar mingea a fost recuperată de către fundașii noștri. Luptă Hagi cu Yuri Surov. Vine din spate Kuznețov. e mai mult un balet decât fotbal. Gheorghe Hagi. Cunoscut pentru abilitatea sa de a juca mingea și cu piciorul stâng, dar și cu dreptul. O pasă care nu iese din teren. Linia de margine a acționat aici aproape ca o mantinelă de mică înălțime. A recuperat Alexander Bubnov, reprimește internaționalul sovietic, care fusese prezent în vara acelui an la campionatul european, cel la care Formația Uniunii Sovietice ajunsese până în finală, fiind învinsă de Olanda cu 2 la 0. O Olandă în care se regăsea tripleta de la AC Milan, Gulit van Basten Rijkaard. Bubnov a fost rezervă, Dasaev, unul dintre titularii de drept în Naționala Unională, la fel ca și Kuznetsov. Mostovoi era încă într-un stadiu în care nu prinsese ca senator de drept primul 11%. Un balon pe care Dasaev l-a prins, fusese însă offside indicat de la margine. Este epoca în care pasa înapoi cu piciorul către propriul portar este acceptată. Golchiperul poate să prindă cu mâna, nu se dictează ca acum lovitură liberă indirectă. Degajarea lui Bubnov greșită. A intervenit acolo Pițurcă. Cerencov a încercat o lansare, Belodedic elegant ca întotdeauna în mișcări, încearcă și Hagi un artificiu, a vrut o piruetă și în același timp să lovească mingea, dar mult prea pretențioasă chiar și pentru un fotbalist cu calitățile tehnice ale lui Hagi. Ilie Dumitrescu era și el un fotbalist care abia se lansa. El și Dan Petrescu reprezentau în campania 1988-1989 practic sângele proaspăt după ce formația stelistă câștigase, cum spuneam, Cupa Campionilor, Cupa Campionilor Europeni, ajunsese și într-o semifinală, un an mai înainte, când fusese învinsă în dublă manșă de benfica Lisabona. Bona. Iovan și Dan Petrescu cooperează, Beroderici trimite înapoi către Silviu Lung. Pentru semnatarul acestei cronici sonore, meciul în cauză reprezintă o amintire de neșters, deoarece am văzut acest meci într-un apartament de provincie în care temperaturile erau comparabile cu cele de pe stadionul Dinamo din Moscova, cu căciulă în cap, cu mănuși, cu ciorap de lână, cu tot arsenalul. Revenim la Moscova, unde Steaua conduce cu 1-0, combinație care aduce balonul la Valerii Șmarov, Ninja lovește în călcâi pe arbitru la preluarea lui Evgeni Kuznetsov. Se poate declanșa contraatacul cu Rotariu, care a încercat să-l lanseze pe Lăcătuș. Intervenția sigură a lui Bubnov. Mai departe, acesta a combinat cu Cerencov. Pasă greșită, Rotariu, o adevărată mașină de recuperat baloane. Iovan ajunsese într-o poziție foarte avansată, dar a intervenit Bubnov și a degajat în afara terenului. Da Dasaev este și capitanul echipei gazdă, Spartac Moscova. Primește Lăcătuș, talonat de un adversar, Lăcătuș se întoarce cu călcâiul spre Dan Petrescu. Rotariu încearcă acolo o combinație cu Ilie Dumitrescu. Balonul este aruncat din nou spre jumătatea moscoviților, care încearcă acum să iasă pe contraatac. Este o superioritate numerică în mișcare a albroșiilor. Alunecă însă în momentul în care primește pasa Victor Pasulco, iar Belodedici respinge din fața careului. Cadrul se mută din nou pe Anghel Iordănescu, un antrenor care abia se lansase în această carieră după ce îl secondase pe Emery Avea responsabilități suplimentare, desigur, să conduci o echipă de talia stelei, o echipă cu pretenții continentale la momentul acela, nu era deloc ușor. Intervine Dasaev, trimite mingea pentru Surov, acesta îl găsește în centru demarcat pe Victor Pasulco. Pasulco lansat în careu, Belodedici Poate cel mai elegant libero din istoria fotbalului românesc. Sigur, Dana Polzan are dezavantajul că n-a fost filmat de atâtea ori. Nu putem face o comparație. Se încearcă o centrare de pe aripa dreaptă. Mingea însă se duce în plasa laterală. Pentru Belodedici acesta a fost ultimul meci internațional în uh, culorile roșu-albastre. După aceea, se știe istoria lui, a ales să se refugieze în uh, fosta Iugoslavie după o perioadă în care a stat uh, în afara terenului, a primit drept de joc pentru Steaua Roșie Belgrad. Iată-l și pe Iovan respingând foarte bun acest uh, cuplu de apărători centrali. Bumbescu nu mai avea loc în actuala formulă, însă după plecarea lui Belodedici el va reveni în 11-le roș albastru Un doi pe care îl încearcă Cerencov cu Mostovoi, un balon în adâncime, însă prea puternic, chiar și pentru viteza lui Evgeni Cuznețov și el internațional, participant la campionatul european, Cuznețov execută această lovitură de colț, rezultată în urma fazei anterioare o centrare șutată, iese lung și reține. Nimeni nu l-a atacase pe goalkeeperul Stelist acolo în careul mic. Se pare că balonul pe traiectoria aeriană a ieșit afară, s-a dus în spatele liniei de poartă. Degajare a lui Ștefan Iovan, este greu să lovești balonul și să-l trimiți cu putere chiar dacă se știe Ștefan Iovan avea un șut de îndoia barele. Fault dictat de către arbitrul est german din cercul median, execută Bubnov. Trebuie să mai facem uh, precizarea că, la momentul uh, la care această partidă s-a disputat, anume 9 noiembrie 1988, ea a fost transmisă în direct de către televiziunea română. Însă, imaginile, cum spuneam, au fost preluate de pe o sursă electronică și. Au venit de la producția televiziunii sovietice. Intervine Ungureanu, este aruncare de la margine pentru sovietici. Silviu Lung, atent, n-a avut prea mult de lucru în această primă parte a meciului. Rotariu, Pizurc, nu mai este nimeni, însă spre linia mediană, Bubnov, minge deviată de. Mostovoi acolo, și arbitrul intervine acordând posesie pentru echipa stelistă. A executat scurt lung până la Iovan. Din nou, balonul la portarul nostru de 76 de ori internațional. Silviu Lung a avut și un fiu Tiberiu care a jucat într-o perioadă pentru Steaua. Chiar dacă nu mă înșel, la o victorie însă fără cine știe ce importanță în, într-un meci de cupe europene cu Dinamo Kiev, pentru că n-am mai reușit să ne calificăm cu Tiberiu lung în poartă. Intervine Nicolae Ungureanu, balonul iese în afara terenului și va fi repus de către Cerenkov, Capustin. Pressing făcut de băieții noștri. Lăcătuș este însă acolo Surov, care trimite spre Dasaev. 12.000 de spectatori asistă la această partidă. Șansele celor de la Spartak erau mici chiar în condițiile minutului 1 până să marcheze Lăcătușa acel gol superb. Un șu de la distanță respins însă de către Belodedici. Balonul a fost atenuat ca forță și a și schimbat traiectoria iar Lunga a intervenit fără niciun fel de dificultate. O minge lovită cu capul acolo de către Surov, dar că era în offside. La vremea respectivă, un duel între o echipă românească și una sovietică năștea în țară diverse ambiții, iar o victorie pe plan sportiv reprezenta, desigur, un succes poate și cu caracter social. Dasaev îi pune mingea la dispoziție lui Yuri Surov, care alunecă, este deposedat de Lăcătuș, încă un artificiu tehnic al acestuia, combinația cu Hagi, care pătrunde pe partea dreaptă, Hagi o frână, încearcă să-și scoată un, dispozitiv din, un adversar din dispozitiv, Hagi prea îndrăgostit însă de balon. Dan Petrescu, Belodedici, a avut adversar în spate, a venit uh, Valeri Șmarov, opresc uh, sovieticii acțiunea de atac uh, la marginea careului. Iovan, ultimul apărător la această fază, Ungureanu. Trimite mingea pe lângă Pasulco, se încearcă angajarea lui Ilie Dumitrescu în aripa stângă, intervine însă Ivanov și trimite spre propriul portar, spre Dasaev. Aici a fost faza la care Pițurcă a fost în rol de servant. Foarte bună intenția, însă și Ivanov s-a opus la timp. A avut o intervenție providențială prin care i-a anihilat oportunitatea lui Ilie Dumitrescu. Avea acele apariții surprinzătoare în spatele fundașului Ilie Dumitrescu, așa cum se va întâmpla, de exemplu, la semifinala cu Galatasaray-Istanbul, ori chiar la sfertul cu IFK Göteborg, partide care vor urma acesteia și în care Ilie Dumitrescu a înscris goluri importante pentru campania europeană a roși-albaștrilor. Ne apropiem de finele primei reprize, Spartac Moscova steaua 0 la 1, gol marcat de Lăcătuș în minutul 11, aruncare de la margine pe care se pregătește să o execute Ungureanu încă 5 minute din acest prim mitan. Bubnov, minge controlată de Capustin, Mostovoi, un balon pe care l-a lovit acolo Ungureanu cu capul, tot el intră în posesie, încearcă să-l depășească pe Capustin, Belodedici. Temporizează mult steliștile, convine rezultatul. Este, în primul rând, convenabil din punct de vedere al calificării, scorul general, dar și al victoriei de prestigiu, cum spuneam, în fața unei echipe din fosta Uniune Sovietică. Tudorel Stoica, iată-l pe capitanul echipei, aruncând de la margine spre Lăcătuș. A oprit jocul arbitrul și iată un uh, cablu al televiziunii înghețat și el bocnă pe această vreme. Dasaev încercând să-și dirigeze apărarea. El o vitură liberă pentru Steliști, a bătut uh, repede acolo Lăcătuș pentru Hagi. O minge... Care ajunge la Tudorel Stoica și un șut din volei boxat în lateral de către Dasaev. Revedem faza, pase foarte tehnice, Tudorel Stoica preia și apoi șutează cu dreptul Ungureanu pentru pițurcă. Tudorel Stoica spre Ilie Dumitrescu, intervenție la limita regulamentului cu talpa acolo a lui Cuznețov. Arbitrul a lăsat însă jocul să continue. Rotariu a jucat până la 50 de ani, o carieră extrem de longevivă pentru Iosif Rotariu, maratonistul steliștilor, era atunci unul dintre jucătorii care era în plină ascensiune fusese selecționat și la echipa națională a României, în fapt o combinată între Steaua și Dinamo, care a adus destule succese fotbalului românesc. Pițurcă încearcă să trimită spre Careu, Surov protejează bine în fața lui Lăcătuș și permite ieșirea dintre buturile lui Dasaev. Mostovoi a alunecat, dar totuși a reușit să paseze spre Kuznețov. mai departe la Bubnov. Cerencov pasă din prima, acțiune periculoasă a campioanei unionale. A intervenit însă Stoica și a degajat exact până la lăcătuși. De aici mai departe către Hagi. Hagi, mai multe tricouri, bleu. Hagi, șut frumos cu boltă! Însă balonul lovește bara transversală și ricoșează în brațele portarului Dasaev. Ce ocazie a avut Hagi, o revedem. Iată, erau numai puțin de 400 liști contra trei fundași, contra a trei fundași de la Spartac. O fază care n-a putut fi fructificată. O intervenție tare aici, penalizată cu fault. Ilie Dumitrescu a fost cel care l-a doborât pe Cuznețov. Balonul la Mostovoi, Revine mingea la același conducător de joc. Mostovoi lansează pe Șmarov fază importantă și o neatenție a apărării steliste conduce către golul legalizator semnat de Fiodor Cerencov, purtătorul tricoului cu numărul 10 din echipa uh, moscovită, șutează din apropierea porții. Revedem, faza a plecat de la Mostovoi cu pasa sa filtrantă. Este acolo Șmarov care preia participă la acțiune și Shalimov care trimite nu știu dacă neapărat voit o pasă ideală pentru Cerencov iar acesta îl execută pe lung din apropiere. 1 la 1 Pentru prima dată axul apărării steliste este depășit. Iovan și Belodedici nu s-au mai sincronizat ca de obicei, motiv pentru care a apărut acest spațiu enorm foarte vizibil după filmarea din spatele porții adverse. Unul la 1 așadar în finalul acestei reprize. Belodedici dublă intervenție prin care îndepărtează pericolul, tot el încearcă să facă pressing asupra lui Andrei Ivanov. Puține momente până la pauza dintre reprize, așteaptă ceaiul cald și caloriferele din vestiar fotbaliștilor celor două echipe. Iată câteva secunde până la încheierea minutului 45. În acea perioadă nu se acordau atâtea minute de prelungire, atât la prima cât și la cea de-a doua repriză, motiv pentru care Werner Föckler invită echipele la cabine, o scurtă pauză luăm și noi, după care revenim în uh, 1988. Călătoria în timp continuă, prieteni, suntem pe 9 noiembrie 1988, iată au trecut aproape 30 de ani de atunci, pe stadionul Dinamo din Moscova, unde se dispută partida dintre Spartac Moscova și Steaua București, este 1 1 la pauză, goluri marcate de Lăcătuș în minutul 11 și Cerencov minutul 44, Meciul contează pentru returul optimilor de finală din Cupa Campionilor Europeni ediția 1988-1989. Spartac Moscova era campioana unională, steaua multiplă campioană în România și una dintre cele mai bune echipe ale continentului în perioada la care facem referire și pe care vă propunem să o reactualizăm grație Steaua TV. Belodedici cu segmente lungi, robust, iată-l și pe Iovan intervenind aici, Reamintesc și cele două garnituri care se confruntă, Tasaev, Bubnov, Ivanov, Surov, Cerencov, Capustin, Kuznețov, Mostovoi, Pasul, Koșalimov și Șmarov. Este echipa trimisă în teren de către Constantin Bescov, antrenorul celor de la Spartac. La Steaua Lung, Dan Petrescu, Iovan, Belodedici, Ungureanu, Tudorel Stoica, purtând și banderola de capitan, Hagi, Rotariu, Ilie Dumitrescu, Lăcătuș și Pițurcă. A antrenorii Anghel Iordănescu și Dumitru Dumitriu. În tur în Ghencea fusese 3 la 0 cu două săptămâni înainte. Scorul general este 4 la 1. Șansele gazdelor de calificare sunt mai degrabă teoretice în pofida acelui gol pe care l-au înscris pe final de repriză. Și poate că ați auzit și ceea ce strigau spectatorii prezenți la stadion Shaibu Shaibu este um, o scandare clasică întâlnită pe patinoare și pe terenurile de fotbal, înseamnă golul în limba rusă. O aruncare de la margine, trimite mingea cu capul către înapoi Ivanov. Reamintesc, se joacă la minus 8 grade Celsius, terenul de joc este înghețat, steliștii însă au niște ghete speciale cu talpă zimțată de cauciuc, lucru care le-a permis să le ofere o surpriză aproape de neconceput rușilor. Ați observat probabil că echipa noastră are o stabilitate superioară și dacă ar fi fost la momentul acela statisticile precum acum, probabil că numărul de kilometri parcurși cumulat de către fotbaliștii steliști este superior celor de la Spartac. Urmăresc victoria de onoare cei de la Spartac Moscova, conștienți fiind că este foarte greu să marcheze încă patru goluri unei echipe foarte bine organizate în apărare, cum este cea noastră o minge trimisă către Lăcătuș. Este, dacă vreți, și, și un pas înapoi pe care l-au făcut elevii lui Anghel Iordănescu, cei care știau că mai au încă destule etape până la vacanța de iarnă de disputat în campionatul intern. Ei n-aveau nevoie de accidentări, mai ales că și starea gazonului este cea pe care o vedeți. Încercau să-și conserve calificarea Lăcătuș primește Este departe de poartă și cu spatele Încearcă o combinație cu Hagi A fost uh, și o imagine care a ajuns mai repede decât faza poate La poarta lui Dasaev Jocul se va relua cu o lovitură liberă În favoarea echipei în apărare Spartac Rinada Saev a început să joace la Volgar Astrahan. După un singur sezon la această formație, s-a transferat la Spartak Moscova în anul 1977. Coincidență să urmărim însă această acțiune cu o ocazie imensă a lui Hagi. Pătrundere pe partea dreaptă, un șut pe care l-a atins acolo cu mănușa Dasaev și l-a deviat în corner. Spuneam de Dasaev că a ajuns în 77 la Spartac atunci când postul de antrenor a fost preluat de către Constantin Beșcov. De altfel, Spartac Moscova s-a remarcat la nivelul băncii tehnice prin antrenori cu stabilitate, cu mandate lungi. A fost tot așa Oleg Romanțev după aceea, vreo 10 ani antrenor al acestei echipe. Încă un șut către poarta lui Dasaev, plonjonul portarului sovietic, care debutase în Națională în 1979 și care în 1988 avea să participe, cum spuneam, la campionatul european. Fotbalul sovietic venea după două succese, e vorba de acea finală de campionat european, precum și de medalia de aur obținută la Jocurile Olimpice de Vară, de la Seul, din Corea de Sud. S-a întâmplat uh, și un mic accident. Rinada Saev, sportiv, este primul care acordă îngrijiri medicale. Sau, mă rog, care asistă la acest lucru. Alexander Mostovoi a făcut parte din Naționala Olimpică, la fel uh, și Valeri Șmarov, dintre cei care se află prezenți în teren. Minutul 7 al reprizei secunde. 1 la 1 între Spartac și Steaua, meci care are drept calificarea în primăvara europeană, în sferturile de finală. Era un reper acesta al primăverii europene în uh, anii 80-90. S-a ridicat lăcătuș, iată și câteva imagini din tribună cu celebrele căciuli rusești care abundau, evident spectatorii trebuiau să se protejeze de frigul pătrunzător. Arunca de la margine Capustin, Bubnov, către același Capustin. O pasă scurtă, Cerencov, se întoarce frumos. Cerencov intervine și degajează acolo Iovan. O minge interceptată, Tudorel Stoica trimite înapoi pentru Rotariu, care și-a completat echipamentul la pauză cu acea căciuliță roșu și albastru. I-a copiat pe jucătorii echipei gazdă care au început partida cu astfel de obiecte vestimentare. Nu au fost schimbări la pauză. Constantin Bescov a fost mult timp unul dintre adversarii de tenacitatea ai celebrului Valerii Lobanovski, antrenorul lui Dinamo Kiev în perioada la care facem referire și din care aducem către dumneavoastră aceste imagini. Ilie Dumitrescu încearcă un dribling după pasa lui Nicolae Ungureanu, Dumitrescu pătrunde pe partea stângă, nu reușește însă să intre în careu, a fost atent acolo Capustin. Bescov și Lobanovski au avut deseori dispute de ordin uh, tematic, chiar și în conferințele la care participau antrenorii marilor echipe din Uniunea Sovietică, aceștia deseori se contrau și aveau păreri diferite. Valerii Lobanovski învins la Monte Carlo în 1987 în Supercupa Europei de Steaua cu 1-0 după acel gol marcat de Hagi. Deschidere în aripă pentru Cuznețov. Acesta rezistă la atacul lui Ilie Dumitrescu, îl depășește și pe Tudorel Stoica, dar centrează pe lângă Ungureanu direct în afara terenului. Silviu Lung îi va aranja mingea pentru repunere bombardierului Ștefan Iovan. Acesta revenea în postura de fundaș central după ce fusese exilat cu ghilimelele de rigoare de către americanei pe banda dreaptă, chiar spunea la un moment dat Ștefan Iovan că s-a acomodat foarte greu cu acea poziție pentru că îi se părea că e prea aproape de banca de rezerve. Mingea la Dasaev. Fotbalul românesc era într-un moment de vârf pe plan continental în 1988 a fost poate cea mai prolifică dintre campaniile echipelor românești de club. Să ne amintim că performanța Stelei de a ajunge în semifinale până la urmă, în finală, în această ediție, a fost dublată de Dinamo, care trecea în aceeași fază competițională, optimile de finală, în Cupa Cupelor de către Dundee United, de echipă din Scoția, și avea să fie eliminată în sferturi de Sampdoria Genova, o pătrundere a lui Hagi, care, iată, s-a mutat pe cealaltă parte și a șutat violent, însă pe lângă bară. Hagi i-a luat fața și a pătruns în viteză aici, l-a depășit pe Evgeni Kuznetsov. Dacă Dinamo avea să fie eliminată de Sampdoria Genova, fără să fie învinsă, însă, echipa lui Viali și Mancini, grație unui gol înscris în Ștefan cel Mare în minutele de prelungiri 1-1 se califica după 0-0 la Cremona performanța stelei de care spuneam avea să fie triplată de Victoria București și a ajuns în primăvara europeană în premieră Victoria București a scos-o din competiție în optimile de finală pe Dinamo Minsk foarte reprezentantă fotbalului sovietic 1-2 în deplasare și 1-0 pe teren propriu Costel Solomon din penalti, autorul golului, iar uh, apoi avea să fie eliminată de către uh, Dinamo Dresda cu Kirsten și Gutschow între cei mai buni jucători. Stop perfect al lui Hagi. Încă o dată Hagi își face mingea prea lung, dar obține cornerul. Ce jucători și ce imagini. Unele dați în voie să spun incomparabile cu spectrul contemporan al fotbalului românesc. Gheorghe Hagi se pregătește să execute lovitura de colț pe care tot el a obținut-o. Un implant de valoare în marea echipă stelistă, Hagi, la fel cum fusese un an mai înainte și Gică Popescu, însă Olteanul n-a dorit să rămână sau poate nu s-a Integrat la fel de bine precum uh, Hagi, așa că el s-a dus înapoi la Universitatea, după mai multe peripeții. S-a bătut scurt acest corner, dar a venit Cerencov uh, din spate, o pasă relativ riscant a lui Kuznețov, aproape de intercepție Ungureanu. Un lung de linie, tot Ungureanu pune piciorul și întârzie construcția echipei Spartac. Foarte mobil și Fiodor Cerenkov, autorul golului, iată-l aici, executând o aruncare de la margine. Practică un joc de așteptare steliștii, o minge către careul nostru, detent al lui Belodedici. Una dintre calitățile care l-au impus pe Belo în această postură de ultim apărător de libero. Încă o dată s-a văzut sincronizarea cu Iovan, un tandem indestructibil pe care se baza echipa lui Angel Iordanescu, acum în imagine. intervenția lui Tudorel Stoica, a fost acolo însă Hens. S-a executat repede, Dan Petrescu este depășit de această combinație pe partea sa, Shalimov, cel cu care avea să fie coechipier apoi la Foggia în Italia. O minge salvată, fusese depășit acolo lung. Încă o dată vedem această fază și Belodedici reușește să degajeze după reluarea lui Șmarov. Pițurcă greșește acest serviciu, stop pe piepta lui Bubnov. Un sfert de oră a trecut din repriza secundă. Spectatorii așteaptă un nou gol al echipei favorite. O reușită însă care întârzie. 1-1 în continuare între Spartac, Moscova și Steaua. O minge care a căutat vincul porții lui lung, dar golchiperul stelist a prins fără probleme. O degajare de vierea lui Lăcătuș pentru Hagi. Acesta însă nu poate să preia sau, mai bine zis, nu are drept aliat gazonul. Mingea a sărit dintr-un sloi de gheață acolo, după intervenția inițială pe piept. A alunecat și un gureanu, Belodedici ...degajează din fața lui Cerencov. Afluerat arbitrul Werner Föckler. ...acea tactică desutilizată în fotbalul anilor 1980 în care portarul executa până la un coechipier aflat în vecinătate lovitura liberă, apoi acesta îi retrimitea și golchiperul putea degaja apoi din mână. Tudorel Stoica pentru Belodedici, Rotariu vine la suport, pasă cu călcâiul înapoi, Rotariu, Hagi, în stilul său caracteristic, încearcă să pătrundă recuperează Rotariu, Belodedici, fără să se complice, transmite mingea în aripa unde stăpân este Lăcătuș, iată-l jonglând pe șeptarul nostru, o pasă pe spate, către Dan Petrescu, cel care făcea și el risipă de efort. Ce flanc drept avea steaua acolo cu Dan Petrescu fundaș și Lăcătuș în rol de extremă. La fel și pe partea cealaltă, Ungureanu, apărător, Ilie Dumitrescu, omul cu golul, responsabil cu finalizarea. Minutul 63 al partidei, o lansare pentru Cerencova, acesta prea bine. Intervenția lui Ungureanu însă, care a strâns în centru, este providențială. Roșu, cum mi se spunea lui Ungureanu, acordă corner la această fază. Una la care dacă Spartac ar fi înscris, poate că șansele echipei gazda ar fi crescut în perspectiva calificării. Cornerul a fost executat de Jmarov, ieșire pe contraatac cu Ilie Dumitrescu, acesta pasează către Hagi, din nou Ilie Dumitrescu, spre centru, Rotariu, așează balonul pentru Ilie Dumitrescu, care este cu fața, la 20 de metri, se încearcă din nou lansarea lui Rotariu, Ajunge mingea magnetică, aș spune, către Hagi, o centrare la marginea careului, rotariu, ușor de recunoscut după căciulița pe care o poartă. Hagi încearcă dribblingul, faza se stinge, obținem însă o aruncare de la margine pe care o va executa tânărul Ilie Dumitrescu. Lăcătuș, iată l-a ajuns la celălalt fanion de colți, Ilie Dumitrescu luat cu totul acolo, șarjat, arbitrul acordă lovitură liberă. O fază fixă foarte convenabilă pentru steliști, ei aveau șutări redutabili. În afara lui Hagi, arhi cunoscut pentru calitățile sale, Tudorel Stoica putea executa, Rotariu, Iovan, toți aveau uh, forță la execuție. Au trecut 20 de minute din această repriză secundă. Se resimte Ilie Dumitrescu. El este trimis în afara terenului. Pentru a-și reveni complet. Lovitură liberă pentru Steaua. Hagi execută cu mult efect. Iese Dasaev și boxează. Singura soluție apoi pentru Shalimov a fost să înalți acel balon preluarea lui Pițurcă se pare că a fost cu mâna arbitrii au dictat Hens. Victor Pițurcă la zenitul carierei pare un pic apatic pe o astfel de vreme, însă trebuie remarcat faptul că ține întotdeauna în preajma sa, unul sau chiar doi apărători. Utilitatea lui este una relevantă în economia jocului, chiar dacă în campania 1988-1989 el ca vârf de atac n-a înscris niciun gol. A fost acea reușită involuntară, dacă vă aduceți aminte, la Izmir în returul de semifinală cu Galatasaray. Portarul Simovic a degajat mingea în cap, balonul a intrat în poartă, dar golul a fost anulat, nu se știe din ce motiv personal, n-am găsit uh, niciunul în regulament care să fi condus la o astfel de decizie. Recuperează steliștii. A fost uh, acolo Tudorel Stoica, al cărui pressing uh, este unul foarte important pentru echipă. De aici, de la nivelul mijlocașului de legătură, se construiește practic uh, formula de atac. Steliștii aveau uh, o pereche de mijlocaș și în fața careului extraordinară cu Stoica și cu Rotariu. Piciurcă este însă mai rapid și mai stabil la această fază Andrei Ivanov. Acțiune bună a sovieticilor Dan Petrescu, un pic prea avansat încă o dată depășit, dar mingea trimisă prea lung. ajunge în posesia lui Silviu lung Sper că permiteți acest joc de cuvinte. Se pregătește din nou Ștefan Iovan să degajeze. Sunt convins că dacă Miodrag Belodedici ar fi anticipat momentul Revoluției din 1989, cu siguranță nu ar fi plecat spre Iugoslavia, lăsând o echipă în plină formă sportivă, cum este Steaua. Sigur că până la urmă el a mai câștigat o cupa campionilor europeni cu steaua roșie Belgrad, dar asta se va întâmpla câțiva ani mai târziu. După această plecare el a ratat și campionatul mondial din Italia 1990, deși s-au făcut eforturi pentru a fi adus ca jucător selecționat. Hagi încearcă cu, să combine cu Lăcătuș, Pasa însă a fost interceptată de către Capustin. Shalimov, Belodedici, elegant ca întotdeauna în mișcări, iată-l ducându-se pe poziție viitoare, lăcătu, transmite către Tudorel Stoica, Hagi. Și iată-l pe Belodedici, cum spuneam, participând și la construcție, schimb de locuri în echipa stelistă, Pițurcă pentru Lăcătuș, este însă greu să transmiți pase foarte precise pe o astfel de suprafață. Surov. Îl găsește acolo pe Mostovoi, care a dispărut din joc în această repriză secundă. El care fusese până atunci dirijorul atacurilor celor de la Spartac. A căzut în apatie și n-a mai putut să Conducă la fel de bine acțiunile ofensive precum în primele 45 de minute. Și iată o primă schimbare în echipa stelistă. Iese Victor Pițurcă. El este înlocuit de către un jucător bun la toate, Gavril Pele Balint. Numai fundaș n-a evoluat Balint în acea perioadă și evident portar. El uh, era însă un mijlocaș ofensiv uh, de mare calitate, de mare calibru. Reprofilat apoi în vârf de atac, a aratat uh, Cupa Mondială din 1994 din cauza unei accidentări, însă în 1990 la Copa del Mondo a marcat în poarta Argentinei, precum și în cea a Camerunului, goluri care ne-au dus în optimile de finală. Și apropo, referitor la Cupa Mondială din 1990, să-l vedem însă pe Balint încercând o pasă pe aripă către Lăcătuș. Intervine greșit Surov și trimite în corner. Mari perdanțe ai mondialului italian au fost steliștii Dan Petrescu și Iovan, ambii accidentați care, deși participaseră, contribuiseră la campania de calificare, n-au putut să participe, să fie selecționați și la turneul final. Hagi execută lovitura de colț, el este playmakerul formației roșialbastre. Belodedici a urcat în careu, către el se îndreaptă această minge, lovită cu capul, dar balonul se duce pe lângă. Un jucător complet, dacă îmi permiteți aprecierea asupra lui Miodrag Belodedici. O greșeală copilărească, dar să-i bagă în ședință cu această pasă pe Cuznețov, stopul șeptarului de la Spartac, imprecis, a fost corner, executat rapid de către steliști. Ilie Dumitrescu, prea mult elan în acea acțiune, iată-l încercând să recupereze, a făcut-o însă Rotariu, care îl vede acolo pe lăcătuș, din nou către Rotariu, respinge însă Bubnov, bine plasat. Am trecut de jumătatea reprizei secunde, în continuare egalitate pe tabela de marcaj a stadionului Dinamo din Moscova. Belodedici respinge iarăși fără mari probleme. Odată cu trecerea timpului, șansele gazdelor scădeau simțitor. Așa cum spuneam, Spartac ar fi trebuit să înscrie numai puțin de patru goluri în actualele circunstanțe pentru a se califica mai departe în sferturile de, de finală. O victorie cu 4 la 1 a celor de la Spartac ar fi dat câștig de cauză la general tot stelei, grație golului marcat în deplasare, cel pe care l-am văzut mai târziu după începerea transmisiunii, lăcătuș, vă reamintesc, un volet de zile mari tot Lăcătuș a preluat aici pe aripa stângă, însă mingea a sărit în afara terenului. Ne apropiem de ultimul sfert de oră al partidei de la Moscova. Era important și coeficientul de țară în acele vremuri, așa că o victorie, chiar dacă n-ar fi avut relevanță în economia calificării, tot era importantă, cum spuneam, pentru acel coeficient. Intervenția lui Cuznețov anticipează însă bine Ungureanu, combină cu Ilie Dumitrescu. Ungureanu, ce calități fizice avea și Craioveanu l-a dus la steaua. Șmarov a ajuns în sprijinul propriei apărări transmite pentru Cuznețov. cu călcâiul acolo Cerencov înapoi, pentru același Valerii Șmarov. Constantin Bescov n-a utilizat nicio schimbare până în acest minut 74. Stoica, multe faulturi tactice comise de capitanul de echipă al Stelei, era însă un... Stil cu care ne obișnuisem, rupea jocul atunci când trebuia, foarte inteligent și foarte util echipei, totodată. Cerencov. Dribling în fața lui Ilie Dumitrescu pasă bună, în care un șut din întoarcere, încă o intervenție, prima tentativă a aparținului Shalimov, apoi Pasulco. Apărarea noastră este însă la post, depășit Belodedici aici. Poate prima eroare pe care a făcut-o uh, liberoul stelist, el n-a anticipat uh, corect traiectoria și înălțimea mingii. Un teren care s-a denivelat din pricina gheții, după cum se poate observa pe această imagine. Și pentru că este clar că Steaua se va califica mai departe. Să spunem și ce a făcut în tururile următoare. În sferturile de finală cu IFK Göteborg, steliștii au pierdut cu 1-0 în Suedia, dar să vedem acest contraatac în superioritate numerică, Lăcătuș, mingea revine tot la el, pasă cu călcâiul, pițurcă pentru Hagi, șut în Dasaev. Ce ocazie are steaua aici? Luptă, dar obține posesia prin fault acolo Hagi în duel cu Evgeni Kuznetsov. Așadar, nu, Rotariu a fost acolo, nu Pițurcă, în poziție de vârf de atac, surprinzătoare apariția mijlocașului nostru, de aceea l-am confundat inițial cu atacantul de Careu, care însă nu mai este în teren, a fost înlocuit de Balint. Spuneam de parcursul ulterior, Steaua învingea în Ghencea cu 5 la 1, pe IFK Göteborg după 0 1 un tur în peninsula scandinavică. Trei goluri inscrise de Lăcătuș contra puternicei echipe din Göteborg. Unul de Ilie Dumitrescu a și deschis scorul Lăcătuș atunci cu un gol antologic. Iar tabela a fost închisă de Balint. Apoi în semifinale 4 0 cu Galatasaray Istanbul în Ghencea și 1 la 1 în deplasare la Izmir. Turcii aveau terenul propriu suspendat din cauza deselor incidente pe care le creau suporterilor. Lăcătuș, în fața lui este Surov. Frumoasă tehnica lui Marius Lăcătuș. El ține de minge, așteaptă cu echipierii. Balint îl avea la dispoziție pe Dan Petrescu în apropiere pentru această aruncare de la margine, însă a preferat să trimită către centru. În finala de pe nou camp, în fața a 97.000 de spectatori, Steaua însă n-a avut o replică pe măsură contra mari echipe milaneze. Italienii au câștigat atunci cu un 4-0 care nu ne-a dat dreptul nici măcar să plângem acea înfrângere, atât de categoric a fost victoria Gulit și Van în fiecare cu câte două goluri. Hagi, transportăm din nou mingea în preajma careului advers, o centrare însă către nimeni. Balint, cum spuneam, nu era un vârf de tipologia lui Pițurcă. El prefera mai degrabă o așezare laterală din care să apară către centru. Sau cel puțin aceasta a fost tactica impusă de Anghel Iordănescu pentru meciul de la Moscova. Frumoasa preluarea Cerencov. Dan Petrescu este însă la post și îl deposedează acolo pe Valerii Șmarov. Exersează mult ieșirea pe contraatac steliștii, precum și schimbul de locuri. Ilie Dumitrescu lângă Marius Lăcătuș, cele două extreme distanță foarte mică între numerele 7 și 8 din marea garnitură stelistă. Iovan reușește să respingă agața acel balon cu vârful bocancului. Un șut contrat. Tudorel Stoica a pus piciorul acolo și a acordat corner. Ceva mai mult de 10 minute până la finalul partidei. Spartac Moscova Steaua 1 la 1. Steaua virtual calificată mai departe, așa cum spuneam, în primăvara europeană. Urma o iarnă în care microbiștii români aveau să vorbească intens, inclusiv despre acest meci. A fost un duel în care ul mic lung a respins Ilie Dumitrescu contraatacă spațiu mare de manevră. Rotariu intră în careu, în poziție de inter. Este cum observați și o oarecare inovație. Rotariu foarte avansat, după ieșirea lui Pițurcă. Lăcătuș și Ilie Dumitrescu cooperând fie pe un flanc, fie pe celălalt. Hagi, care era electronul liber al echipei și n-avea nevoie de niște limitări tactice sau geografice în teren o lovitură de colț executată chiar în brațele portarului Dasaev Rotariu iată-l aici încercând să recupereze, este însă depășit în viteză de către Pasulco, acesta pasează înapoi însă greșit prospețimea fizică a jucătorilor celor două echipe scade pe măsură ce timpul trece Balint se întoarce greu și nu recepționează acel balon Cerencov anticipează perfect belo Belodedici, Ungureanu pentru Rotariu. Hagi se prezintă la primire. Ungureanu, Rotariu. Oricui ai fi pasat, aveai siguranța că al tău cu echipier preia și știe ce să facă având mingea la picior. Cam aceasta era axioma în vestiarul stelist atunci când echipa ajungea, cum spuneam, în constant în fazele superioare ale Cupei Campionilor Europeni. Cea mai titrată competiție continentală intercluburi și predecesoarea actualei Liga Campionilor. Inge trimisă din prima către careul nostru de către Andrei Ivanov. Se pregătește o a doua schimbare în tabăra stelistă. Regretatul Lucian Bălan a finalizat uh, mișcările de încălzire cât ar fi putut să se încălzească în acest frigider uh, care era reprezentat de stadionul Dinamo din Moscova. Luptă pentru balon pe metru pătrat lămurește situația Belodedici, care era și tare pe picioare. Rotariu pentru Balint așteaptă Hagi, acesta primește la limita offside-ului Hagi, pe partea stângă, nu-i ajunge însă terenul. Gheorghe Hagi, starul stelei, era cumva micșorat potențialul său în astfel de condiții în care controlul balonului și al echilibrului propriu reprezenta un efort în plus față de condițiile normale. Mingea la portarul lung așteptau cei 22 de jucători încheierea partidei resemnați sovieticii cu faptul că au fost eliminați din competiție. Ungureanu nu reușește acolo să îl depășească pe Capustin. Nicolae Ungureanu repune de la margine Lăcătuș foarte mobil după cum spuneam apare surprinzător și pe un flanc și pe celălalt Balint a încercat să trimită către Hagi Rotarii, u pregătește voleul, șut cu pământul, respinge Dasaev în față și ocazie mare pentru Steaua. Venise Hagi la recuperare și ar fi putut introduce mingea. De la mică distanță în poartă a fost însă fault dictat de către uh, brigada de arbitri delegată. Observăm însă profesionalismul jucătorilor steliști chiar în condițiile în care spuneam calificarea era rezolvată. Ei uh, joacă pentru spectacol, pentru estetica fotbalului, pentru toți microbiștii din țară care tremurau în case și erau lipiți de televizoarele cu lămpi, multe dintre ele. Frumos scoasă acolo mingea, de către Cuznețuf, de lângă fanionul de la colțul terenului, un fault. Au atacat uh, sincron Ilie Dumitrescu și uh, Ungureanu. O decizie favorabilă celor de la Spartac. Lung își dirigează apărarea, cum spuneam. Uh, și un rezultat de egalitate conta pentru acel coeficient și pentru Palmares. Mingere respinsă de Iovan, apărare supraaglomerată. Ungureanu a trimis afară și pare că este un iureș de final. Pedala de accelerație apăsată de către echipa rusă sau sovietică. Mai sunt 5 minute din această partidă. Arbitrul a dictat însă fault în favoarea stelei și iată-l pe Lucian Bălan. Un jucător care, culmea, a prins ambele finale câștigate de Steaua și la Sevilla și la Monte Carlo în calitate de titular, cu toate că el, în general, era rezervă. Lucian Bălan, ce păcat că el nu poate să mai vadă aceste imagini acum. Primește ultimele sfaturi de la Anghel Iordănescu. Dan Petrescu trimite către Rotariu. Acesta recepționează mingea în margine, Rotariu intră în careu. Rotariu a încercat acolo o cascadă de driblinguri, dar a căzut. Tot el se dezechilibrează încă o dată în efortul de recuperare. Dan Petrescu iarăși către Rotariu, omniprezent în acest final de partidă șut de la distanță, însă mingea trece pe lângă stâlpul porții lui Dasaev. Rotariu înalță acel balon. Ilie Dumitrescu, un stop al lui Balint Hagi, iarăși către Balint, acesta se prăbușește și se dictează Fault în favoarea echipei Steliste. Nu, a fost Tudorel Stoica, nu Balint. Acum intră Bălan în teren. E minutul 87 al partidei. Gheorghe Hagi salută micuța galerie română care a însoțit echipa în această deplasare, el a fost cel înlocuit de către Lucian Bălan pe finalul partidei. Rămâne aceeași garnitură cu care a abordat Constantin Bescov partida, Nicio schimbare operată de către tehnicianul celor de la Spartac Moscova. Un șut acum respins de lung, paradă, era acolo liber Șmarov, șutul i-a aparținut lui Shalimov plonjonului lung faza a plecat de la Mostovoi care a văzut poziția foarte bună a lui Shalimov și a pasat în centru apoi s-a acordat corner era liber acolo atacantul celor de la Spartac Rotariu pune excelent piciorul în careu tot Rotariu lansat de către Ilie Dumitrescu lăcătuș Bălan la prima atingere de balon îl vede pe Lăcătuș centrare prins însă în careul mic de către Dasaev Cerencov a alunecat uh, Capustin Bălan și Balint uh, jucătorii de rezervă intrați pentru Steaua suntem aproape de intrarea în ultimul minut de joc un offside semnalizat de la margine, nu se vede foarte bine pe această imagine dacă uh, decizia este corectă sau nu, contează însă mai puțin. Bălan. Centrarea lui Dan Petrescu în careu Mostovoi Capustin. Șmarov, cel care a avut marea ocazie de a face 2 la 1 pentru echipa gazdă la șutul lui Shalimov, respins de lung. Belodedici, imperial. Duelurile aeriene au fost întotdeauna cheia jocului său. Rotariu, să vedem acest contraatac cu jumătate de minut înainte de încheierea partidei. Cătuș pentru Balint care șutează și înscrie. Este 2 la 1 pentru Steaua. Minutul 90. Balint primește mingea în careu și îl învinge pe Dasaev cu un șut plasat. Liber acolo Balint consfințește victoria echipei noastre și calificarea totodată. Bălana a apărut acolo după ce tot el îi pasase lui Lăcătuș. Bălan, foarte tehnic această pasă pentru Balint. Cei doi jucători de rezervă cooperează. Iată, pentru golul victorios apărut cu uh, 25 de secunde înainte de fluierul de final. Foarte frumoasă pasa. Nu Belodedici este, nu Balint, nu Bălan. Belodedici a apărut uh, extraordinar. Reușește să trimită un uh, asist. Cine s-ar fi gândit că în minutul 90 Belodedici putea să apară Uh, în postură de vârf de atac, 2 la 1 la general Steaua, câștigă cu 5 la 1 această dublă cu Spartac Moscova și se califică în fanfar pentru primăvara europeană. Am fost pe Steaua TV, vă mulțumim pentru atenție, vom continua.